Domnul Corbodean, astăzi a avut loc un eveniment la nivel de Comisie Municipală. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? În primul rând vreau să spun că mă bucur că, pe lângă ceea ce fac în timpul sezonului arbitri la Comisia Municipală Alba Iulia, păstrează și spiritul ăsta de echipă. Un joc înainte de masa oficială de închidere a sezonului, organizată de Comisia Municipală Arbitrilor din Alba Iulia. Cred că toți cei care au fost prezenți la joc au savurat ceea ce am făcut noi în teren, adică ne-am și distrat, nu numai că am vrut să jucăm fotbal. E bine, pentru că, așa cum se zice și la câte o echipă de fotbal, e atmosferă bună în vestiar și asta, atmosfera asta bună din vestiar aduce, cum s-ar spune, și rezultate bune. Eu mă bucur, pe de altă parte, că trebuie să salut încă o dată încheierea acestui sezon cu debutul lui Alex Vodă, care conduce Comisia Municipală Arbitrilor din Alba Iulia, debut la Liga 1 și făcut chiar cu dreptul. Aprecierile au fost favorabile, a primit delegări în continuare și sper ca sezonul viitor 2012-2013 să-l găsească, cum s-ar spune, titular printre asistenții de primă ligă. Îi doresc succes, la fel celor care sunt alături de ei la Comisia din Alba Iulia. Sper să fie pentru ei un exemplu care să-i motiveze odată în plus și să-și dorească cât mai mult să facă performanță. Cam atâta, din punctul meu de vedere, rămâne, cum s-ar spune, masa și dansul. Vacanță plăcută tuturor și un sezon mai bun, pentru că întotdeauna este loc de mai bine și avem mare nevoie de arbitraje bune la nivelul la care organizăm campionatul. Vă mulțumim și vă dorim succes în continuare. Doamne ajută și să fiți mereu alături de noi. Cu drag. Sănătate.